parte dintre locuitorii satului Măguri, aparținător de Lugoj, sunt revoltați din cauza unei situații pe care încearcă de luni de zile să o rezolve. Oamenii stau cu toaletele din curte pline. Situația este extrem de neplăcută, iar mirosul insuportabil. Dan Rădulescu este unul dintre locuitorii satului care a ajuns la capătul răbdării. Uitați-vă cum arată un veceu care cât de cât este construit și este, um, caz, cum să zic eu, standard, ca să zic așa, și cât de cât în... Și uitați-vă cum arată de câteva luni de zile. Cererea pentru vidanjare a fost făcută către Societatea de Apă Canal Meridian 22 în luna februarie. Din păcate, de atunci nu s-a luat nicio măsură, iar oamenii trăiesc într-un adevărat focar de infecție care se amplifică odată cu ploile și venirea căldurii. Avem o mare nemulțumire pentru că pur și simplu nu suntem luați în seamă de autorități. Problema cea mai mare este problema veceurilor sunt suprapline. Am făcut demersuri atât la firma care răspunde, de asemenea lucrări la firma Meridian și la primărie. Am fost în audiență, am fost la Meridian de nu știu câte ori, domnul director primat a vorbit cam urât, dar după aceea a vorbit frumos și ne-a explicat că nu e într-o situație delicată, deci nu poate să... Facă față cerințelor, că tot timpul spune că pompa e stricată. La, la primărie ne-au spus aceeași poveste. Eu pur și simplu m-am săturat de atâta de lăsare, data de nepăsare din partea autorităților și a celor care trebuie să-și facă datoria față de cetățeni. Cazul gospodăriei lui Dan Rădulescu nu este singular la Măguri. Sătenii spun că au făcut cerere de vidanjare pentru aproximativ 30 de numere de casă. Unii dintre locuitori au solicitat serviciile de vidanjare încă din luna noiembrie anului trecut, însă rezultatul a fost același. Am făcut cererea anul trecut în noiembrie și mi s-a dat uh, uh, Bibliața la de, de registrare. Și am spus aștept. Tot am așteptat până în ziua de astăzi. Și nu s-a rezolvat nimic? Nimic. Nu nimic nu s-a rezolvat. A, și care e situația? E un focar de infecție? Vine da, vara? Da, da. Dar mai ales acum că vine vara, vine căldura și... E Oamenii se plâng autoritățile îi ignoră. Cei mai disperați sunt cei care au copii mici, care din cauza mizeriei și a mirosului riscă să se îmbolnăvească. Dacă vă arăt ce acolo, vă speriați. Mișurul și ne să vă duc. Degeaba avem băiuri, degeaba avem veceuri în casă. Că nu avem ce trebuie, nu avem canalizare. Uitați în ce hală e canalizare. Nu-i nu bine ceea ce se petrece la noi exact. Sunt foarte mulți copii mici, sunt bătrâni care nu pot să mai meargă la wc și nu, 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 ne bagă nimeni în seamă. Reprezentanții Meridian 22 Lugoj au precizat că pentru moment nu există soluție pentru problemele celor de la măguri. Societatea are o singură vidanjă, care este veche și nefuncțională. Recent au fost comandate piese pentru a fi reparată la Cluj și Buzău, iar angajații lucrează la remedierea situației. Potri reprezentanților societății de apă și canalizare, în afară de solicitările celor din Măguri, mai există alte 40 de cereri de vidajare de la persoane fizice și juridice din Lugoj.